La sfârșitul lunii iunie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat primul apel de proiecte în cadrul programului Regional Vest 2021-2027, prin publicarea primului ghid de finanțare aprobat pentru componenta drumuri județene. Prin aceasta se vor finanța modernizarea, construirea și extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Vest, respectiv județele Hunedoara, Timiș, Arad și Caraș-Severin, în funcție de necesități și de proiectele care urmează să fie depuse. Peste 100 de milioane de euro vor fi disponibili prin PR Vest pentru drumuri județene în cadrul acestui apel. Perioada de depunere a proiectelor va începe la data de 1 august 2023 și se va încheia la data de 1 aprilie 2024. Prin acest apel de proiecte se finanțează lucrări de construire, modernizare și extinderea rețelei de drumuri județene, măsuri de siguranță rutieră și campanii în acest scop, crearea de aliniamente de arbori, perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene, amplasarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, digitalizare în transporturi, măsuri de accesibilitate pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale, lucrări de artă de tip poduri și podețe, achiziția de teren sau exproprieri în vederea construirii, modernizării și extinderii rețelei de drumuri județene. De asemenea, se finanțează măsuri conexe acestor activități, cum ar fi amenajarea de parcări pe traseul drumurilor județene, inclusiv elemente de colectare a deșeurilor, accesul către proprietăți, piste de biciclete cu traseu continuu sau coerent care deservesc drumul județean, iluminarea trecerilor de pietoni, amenajarea de spații verzi și multe altele. Sunt finanțate proiecte cu o valoare eligibilă cuprinsă între 5 milioane de euro și 50 de milioane de euro. Contribuția proprie a solicitantului la finanțarea investiției este de minimum 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.